Mansarda unei pensiuni dintr-o beta turnul Severin a luat foc noaptea trecută. Flăcările s-au extins pe o suprafață de 200 de metri pătrați. În incinta clădirii erau cazate 11 persoane. O pensiune de pe strada Matei Vasilescu a fost cuprinsă de flăcări noaptea trecută. La fața locului, 5 echipaje de pompieri au intervenit de urgență, dar și o ambulanță smurd. Incendiul se manifesta pe o suprafață de 200 de metri și ar fi izbunit din cauza supraîncălzirii unui conductor electric. Pompierii s-au luptat cu flăcările timp de peste 4 ore pentru lichidarea incendiului. Noaptea trecută, pompierii mehedi insieni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbunit la o pensiune situată pe strada Matei Vasilescu din municipiul Drobeta Turnul Severin. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență 5 echipaje de pompieri cu 3 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță smurt. La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta la mansarda construcției pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați. Pompierii au localizat în scurt timp incendiul și au intervenit timp de mai bine de 4 ore pentru stingerea acestuia și înlăturarea efectelor negative. Din fericire, cele 11 persoane cazate în pensiune s-au evacuat la timp și nu au necesitat îngrijiri medicale. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de efectul termic produs de un conductor electric neizolat corespunzător. Cele 11 persoane cazate în incinta clădirii s-au autoevacuat la timp și nu au necesitat îngrijiri medicale. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.